Din păcate am avut puține probleme cu sunetul în clipul ăsta, vă recomand să nu vă uitați pe căști pentru că s-ar putea să se audă un buzuit. Totuși, vizionare plăcută la acest draft de 93 rating. Și mergem cu 4-5-1 atac direct, nu mai stau la discuții, asta e formația mea norocoasă. Messi 93 doar pe bune. Păcă eu o să le iau pe Messi de 93 clasic, dar de deci ce așa? Deci, deci cartonaj e gold? Adică cine vrea să joace cu un cartonaș gold? Adică n-are niciun sens. Să-l iau pe băiatul ăsta, habar n-am. Și vine Ronaldo de 92, nu. Ăla de 99 nu putea să vină. Vine ăsta de 92, ok, o să-l iau pe de 92, că n-am totuși cum să nu-l iau. Uh, vine și Lucas Pacheta Team of the Season. Da, nu cred că o să fie cine știe ce draft wow. ăsta. După cum puteți vedea, vin foarte uh, multe cartonașe gold. Nu știu, nu știu de ce nu bagă băieții drafturi bune. Efectiv, ok, o să luăm pe, o să luăm pe corona asta, care arată destul de interesant. Și mergem la CB. CB-ul, de asemenea, foarte, foarte slab, adică se puteau CB mult mai buni, aici suntem pe Cancelo de 95 și mergem la celălalt CB care va fi Smalling de 92, right backul. Rideback-ul, uh, habar n-am pe cine să iau. La Rideback o să-l iau pe Gilbert ăsta, facem așa schimb, nu prea ajută cu nimic. Și avem uh, portarul, portarul care este Manuel Neuer de 93. Hai că la rating nu e chiar așa rău, avem 91 rating până acum, uh, dar presim că o să dea rezerve foarte, foarte slabe. Și se pare că am dreptate. Ok, o să luăm pe Campos aici, mergem cu Campos. Uuu, uh, Obameyang 95, nu știam că există un cartonaj de genul. Obameang de 95 de la Barcelona. Chiu să-l băgăm aici pe o bameang însă nu prea, nu prea am legat chimia asta cam deloc. Și acum nu știu, ne rugăm, frate, ne rugăm. Acum ne rugăm să ne vină și nouă jucător icon. Oh, Ferran Torres, care nu e rău, Ferran Torres de 92. Să-l băgăm aici pe Ferran Torres, facem 63 chimie cu acesta și mergem la următorul jucător. Cred că o să luăm pe Tyler ăsta și dacă îl băgăm aici, creștem Chimia la 69. Mergem mai departe. Cred că o să-l iau pe Virgil Van Dijk Sau pe One Saka Nu, luăm clar pe Virgil Van Dijk Îl bagam aici pe Van Dijk Facem 72 chimie. Mergem mai departe. Oh, Modric, nu, 7. Let's go! Asta zic, asta vreau să văd. Dar de ce nu crește chimia? Dacă-l bag pe Modric aici. Nu înțeleg de ce nu crește chimia. Mama, asta zic, așa, așa, țin o continuare, dăm și un Vinicius 96, dăm și un Militao, țin-o tot așa, frate. Uh, 93 rating aveam. u uh, luăm pe muștar ăsta, să crească ratingul. Poate facem un draft de 93 rating, băieți, cine știe. Chiar, chiar bun draftul ăsta, a început foarte slab, dar văd că uh, dă din ce în ce mai bine. u uh, Sonaldo! Sonaldo de 92 vine aici, băieți. Forță, sună al de 92 Mergem la următoarele rezerve Am nevoie de niște fundași central. Forță, vine hazard de 96 Mă duc, îl iau direct pe hazard de 96 Îl bag aici Și avem 93 rating 82 chimie Mama, dacă îmi dă niște fundași central Din La Liga, un portar din La Liga S-ar putea să fac 193 Dar trebuie să am puțin noroc Frate, hai să vedem Hai să vedem, fundași central din La Liga nu prea a dat fundaj central din La Liga. Mi l-a dat pe Acunia, e fundaj lateral, nu prea ajută, că l-am oricum acolo pe Cancelo. Uh, da, nu prea ajută. O să-l iau până la urmă pe, pe Sergio Gomez, măcar să-mi păstrez ratingul de 93. Și fundaj central, hai să vedem care va fi fundajul central. Nu a dat fundaj central, de fapt l-a dat pe Tierney. Să luăm aici pe Tierney. 93 rating, am nevoie de un portar high rated să păstrez ratingul ăsta de 93 și... Wow! N-a vrut să o dea. Poate dacă-l bag pe campus aici, da-mă da, 93 rating aici, cu Eden Hazard, Modric Team of the Season, Lionel Messi și-l avem și de asemenea pe Ferran Torres acolo. Uh, bă, un draft care nu părea că o să fie bun, însă uh, reușim să facem 93 rating. Hai să văd dacă totuși pot să fac mai multă chimie. Bă, cam asta e maximul de chimie, 95 chimie, însă îmi scade ratingul, n-am cum să fac rating în felul ăsta. Cred că o să mergem cu managerul și o să lăsăm draft de 93 rating, măcar să arate și -a frumos ratingul ăla. O să le iau totuși să-mi dea 97 chimie, din păcate chimia nu o îndeplinim, însă îndeplinim ratingul de, de 93 băieți. Cam așa o să jucăm, pentru că vreau să am 93 acolo, să-i sperii pe adversari. Hai să jucăm meciul, că merită jucat draftul ăsta. Ok, primul oponent are o echipă cu Dybala, Oscar, Lucas Pacheta, De Bruyne, l-are și pe Messi, o echipă bunicică, o echipă bunicică. Hazard, mamă, Hazard ăsta pare ca am forță, uitați-vă cum aleargă. Mamă, uitați-vă cum aleargă Hazard. Cum aleargă Hazard dacă dăteam și gol, eram next level. Mamă, cum aleargă Hazard ăsta, pare prea bun. Du-te Hazard, 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 frumos, superb și... Mamă, de ce prea zeu Hazard, de ce prea zeu Hazard. E mult prea bun hazard ăsta de 96. Sunt curios cum e și o că și o are cartonaj forță. Mamă, 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 Noier, bravo, Noier, bravo, Noier. Oare Noier are 5 stele skill moves? Da, bare are 5 stele skill moves. Ia uite-l, mamă, ce zeu e Noier. Ok, hai portare, hai portare, hai portare. Nu, no, e gol, e gol, e gol. Da, 1 la 1. Din păcate, pe apărare, nu prea stau bine, că nici nu mă ajută formația. Messi, frumos, Obameyang, Obameyang face 2 la 1. Hai că se vede și Obameyang, e bine. Eden Hazard are viteză, Eden Hazard se întoarce bine acolo, pasă la Torres, frumos, combinăm superb, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard, Eden Hazard se oprește, frumos, și, și, și gol, da mă, da, da mă, da, superbă combinație aici între Eden Hazard și Ferran Torres. Se duce Modric aici, bine Modric, Modric avansează, pasă în centru acolo, încă o pasă și Hazard face 4 la 1. Cred că mi-au -mi gol acum minutul 45 pentru că e minutul ăla de script. A few inches later. Ia să vedem. Da, eram sigur, eram sigur, eram sigur, frate. Eram sigur că mi-au -mi gol. Deci nu avei cum să nu gol, mai ales că bate și Messi. Eden Hazard e o bestie, e o bestie Eden Hazard. E o bestie Eden Hazard. Deci uitați-vă cum se mișcă, e prea zeu. Și se duce aici corona, driblează portarul și trebuie să fie gol, se face 5 la 2, meciul ăsta e câștigat. Ok, meciul se termină, hai să mergem la meciul numărul 2. Ok, meciul numărul 2, văd că l-are pe Sonaldo acolo, nici nu... Oh, și-a plecat Mbappé, Mbappé versus Zuma, nu prea ai cum să-l faci și pe Mbappé, dar scoate noi ori, mingea asta. Iar scapă Mbappé, n-am apărare, n-am apărare, mamă, n-am apărare, ești nebun. Ia uite că este bine! Și... No. Nu, am mutat portarul! Și e gol, e gol, e gol, da mă, da, intra mingea în poartă. Da, Torres! Da, Torres, da, Torres, bravo, Torres, mă ajută scriptul, da gol minutul 45, asta zic. No, ce? Ce a fost asta? Wow! Hazard! 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 Da, mă, da, gol, Hazard! Ce bine șutează aici Hazard! Da, Aubameyang! Da, Aubameyang! Da, Aubameyang! Da, Aubameyang! Da, mă, da, Aubameyang! Bravo, mă, Aubameyang! Da, mă, da, victorie! Da, oponentul numărul 3 are o echipă ok, cu George Best, cu Robertson, uh, shapeshifter, Messi este pregătit să dea mare gol din lovitură liberă. Hai să vedem dacă reușește. Ok, nu zic că, că e rău și Messi, Messi, mare gol din lovitură liberă. Ce gol reușește Messi. Nebunie de gol. Deci chiar și cu variante de 93 tot tot rup. Oh my god, kick-off. Kick-off, da. Kick-off. Da. Da. Eu dau mare frumusețe de gol, el kick-off, da. Nu cred. Și Hai de Obameyang! Da, mă, da, gol obameang 2 la 1 face Obameyang aici în minutul 19 și intrăm iar în avantaj. Da, Modric! Da, Modric! Da, Modric! No, scoate portarul acolo. Da, scapă singura aici Ferran Torres, îl văd pe Messi liber și Messi trebuie să dea gol. Messi marchează, se face 3 la 1. Modric! Și Messi, Messi face 4 la 1. E meciul lui Messi, se pare. Cred că dă hat sau ceva de genul. Da, cred că a dat hat Messi. Ferran Torres face 5 la 1. Hai mă, ieși ca să-mi și eu în finală, frate. Mersi, frate, mersi. Mergem în finală, băieți. Mergem în finală. Messi, hat acolo, notul de 10. Perfect. Oponentul din finală îl are încă o dată pe Sonaldo. Wayne Rooney. Oh, nu, no, kick-off încă o dată. Kick-off încă o dată. Da, deci nu există meci să nu iau cel puțin un gol din kick-off. Sper că e offside, nu? Nu e offside. Mamă, dar Nări ce scărițe și a Neuer. 2 la 0. Da, din nou dau de un oponent foarte bun aici în finală, ca și în draftul trecut. Nu știu, sunt prea buni oponenții în finală pentru mine. No! 3 la 0. Ieșim, ieșim, că mă umilește oponentul ăsta. Ieșim că nu, nu pot să fac față în finală, nu știu ce se întâmplă. La fel ca și în draftul trecut, pierd în finală detașat. Da, nu știu, nu știu ce se întâmplă în finale. De joc așa slab, trei victorii muncite. Primul uh, primim rare player spec, hai să-l deschidem. Poate, poate avem noroc. Și hai să vedem și vine Ronaldo de 99, să-l bun și eu cu 8 milioane, să fac 1 milioane de drafturi. Și e workout. e Anglia, striker, Harry Kane de 90. Sper că o să coste ceva să scot banii de pe draftul ăsta. Văd că vine și Sabitzer. Harry Kane undeva la 40 de k, Chiar am scos banii de pe draftul ăsta. O să-l punem chiar acum pe market. Și ăsta a fost draftul, băi. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți drafturi în continuare în care să încercăm 193 sau 194 like acolo, nu uitați să vă abonați și 80.000 de abonați. V-am pupat!